Nu te simți bine cu tine în ce sens? Că nu mă cunosc. Nu știi ce simt? Am descoperit o altă latură a mea aici în emisiunea asta, de care nu sunt mulțumit. Ai descoperit-o tu sau ți-au descoperit-o privitorii? Și privitorii și... Mi-a descoperit-o și mama și tata și mă cam afectează chestia asta. Au început prieteni să nu se mai uite la emisiune, de ce sunt așa? Și unul dintre prietenii mei cei mai buni nu se mai uită la emisiune, că cumva l-am dezamăgit. Da, este prietenul tău atunci. Da, dar să-mi spună mama și tata că nu e ok. Aici, da. Trebuie să-mi pun câteva semne de întrebare. Dar ce ți-au spus mai exact? Vă spun sincer, mama spune mereu să vin acasă. Tata nu avea probleme până acum o săptămână, dar acum când am fost iar s-a legat puțin de mine. Adică mi-a spus că nu e ok ce văd la mine. Dar concret, ce ți-au spus mai exact? Ce nu este ok? Că sunt foarte agresiv, par o persoană foarte agresivă, mai ales față de o fată, ei nu m-au văzut niciodată atât de agresiv. Și mama e, vă spun sincer, și puțin dezamăgită de mine, de ceea ce vede. Pentru că nu se așteaptă să vadă așa ceva, adică nu se aștepta, nu m-a văzut niciodată în ipostaza asta. Mai exact? Nervos, atât de certăreț, atât de... nu știu. Dar tu, acasă, nu te-ai mai supărat niciodată atât de tare? Nu. Niciodată. Probabil n-am fost pus în asemenea ipostază exact. Niciodată în viața mea. Ori poate mie mi se pare prea mult, dar de fapt ăsta sunt eu. Dar nu-mi place de mine așa. Te poți controla, dacă vrei. Adică te poți abține, te poți controla, e foarte ușor. Știu că e ușor, dar... așa, nu știu, când mă enervez, nu știu, parcă nu țin cont de nimeni și de nimic. Nu țin cont nici de mine, doamna Andreea. Bun, și ce e de făcut? Să încerci să rezolvi această situație sau să fugi de ea? Nu fug, doamna Andreea, dar... în momentul de față, eu consider că ăsta e cel mai bun lucru pentru mine, să... nu știu, să mă recreez puțin, să ies din starea asta, din anturajul ăsta, dacă îl pot numi așa. Oricum, eu nu cred în anturaj. Dar uite că situația de aici m-a făcut să... Dar care situație mai exact? Aici, în casa fetelor, bănuiesc că nu s-a întâmplat nimic. E vorba de casa? Nu, doamne, nu acuz pe nimeni, doamna Andreea. Nu, am vorbit și cu Lorena și am zis, nu acuz, doamne ferește, pe nimeni. Eu sunt problema aici, nu e nimeni problema. Bine, vorbind de tensiuni, ne limităm la interacțiunea din casa băieților, bănuiesc, nu? Doamna Andreea, în ultima vreme m-am certat mai mult cu fetele decât cu băieții. Cu cine mai exact? Cu Aisa. Într-adevăr, am fost și provocată, dar... Cu ce te-am provocat, Marina? Frumos. Lasă-o și tu așa, te rog. Și nu te poți abține? Adică, ideea este că tu acum alegi să pleci, să te îndepărtezi de ceea ce îți provoacă aceste stări, arătând că ăsta ești și că poți fi provocat de fiecare dată foarte ușor. Bună. Dar probabil afară nu aș sta să continui discuțiile, că nu m-ar interesa, m-aș lua și aș pleca, dar aici nu am ce să fac. Poți face asta și aici. E mai greu. Da, aș vrea să știu cu ce l-am provocat. Nimeni nimic. Păi, era vorba despre mine, Radu. M-a adus în discuție ca fiind un factor care l-a provocat pe el. Și aș vrea ați avut amândoi niște clinciuri, niște... Lasă-l, Radu, că își pregătește cuvintele. Mulțumim. Te ascultăm, Marinel. Știi bine situația, Aisa, adică am avut niște ridicări de ton unul la altul, în care tu... Să-i spun sincer, cel mai mult ce m-a deranjat cu frâna și cu alea, adică încerci tu să-mi impui mie un lucru când... mie nu mi-impune nimeni în viața asta să fac ceva. Păi, nici mie, Marinel. Deci, comportamentul meu a fost un efect a ceea ce mi-ai oferit tu, ca un bumerang. Exact același lucru. De aici primești. Și tu ai dat, ai primit ceea ce... Eu am dat mai tare, da. Pentru că e în funcție de cum arunci tu. Doar că s-ar putea să se întoarcă înapoi. Eu înțeleg că ești femeie, noi suntem bărbați, voi sunteți femei, dar și noi trebuie să avem o limită, adică nu putem să acceptăm tot ceea ce vreți voi. Marinel, dacă mi-aduc bine aminte, din a treia oră aici, tu ai fost primul care ai sărit cu gura când am voie să-mi dau cu părerea că tu ești mai vechi și că tu poți, dar eu nu pot. Nu, eu ți-am zis că nu ți se pare mult că după două zile să intervii tot atât de mult, asta ți-am spus și nu cred că am spus un lucru rău. Ne putem reuita la emisiune, că doar apare pe post. Nu, chiar așa ți-a zis. Aisa,
te rog frumos, iar încep să devii puțin arogantă și nu-mi place chestia asta, nu vreau să mă cer. Da, și mie mi se pare că tu încerci să arunci vina doar la mine, în condiția în care răspunsurile agresive au venit din partea ta, nu din partea mea. Cum m-am comportat cu tine, nu m-am comportat cu nicio fată din casa asta și poate să confirme fetele. Am avut anumite discuții cu marinier și am observat când am fost eu în casă băieților, dar eram față în față, cei drept, noi eram pe conexiune, marinier la un moment dat s-a oprit, pur și simplu, nu a mai dat curs discuției. Deci capacitatea de a se opri cu siguranță o are. O am, normal, dar când sunt scos din sărit, adică nu știu. Asta e vorba zis, și descoperit... că sunteți pe conexiune și este oarecare distanță. Cu siguranță, dacă stai pe canapea lângă ea și vorbești cu ea la același ton, nu se întâmplă absolut nimic. Da, probabil când ești față în față reacționezi altfel. Ați vrea să aveți parte de ceva timp împreună doar voi doi, în care să discutați ca doi oameni normali, să aveți o interacțiune decentă? Da, nicio treabă, da. Nu am nicio treabă. Dar cred că amândoi am greșit, nu sunt doar eu de vină, doar că mi-am luat eu poate vina asupra mea sau am dat eu vina pe ea, dar cred că amândoi am greșit. Atât timp cât ea poate crede că n-a greșit, asta e fix treaba ei. Dar eu mi-am cerut și scuze și știu că am greșit. Că nu e frumos să vorbești așa cu o femeie, dar na. Mai explodăm și noi, mai reacționăm urât câteodată. Simți nevoia să-ți ceri iertare? Vreau să-mi cer iertare. Îmi cer iertare pentru că am ridicat tonul, într-adevăr, nu e ok, dar mi s-au adunat și mie multe și probabil de asta am reacționat așa. Și ea m-a făcut să reacționez așa, nu doar, n-a venit doar din partea mea. Adică dacă, de ce n-am reacționat așa cu Bianca sau cu Mihaela? Sau cu, uite, cu Erisa, n-am, cu Patricia, n-am reacționat așa. E mai simplu, eu eram nouă. Și nu ți-a plăcut că am venit cu o părere, deși aici voi sta. Toți vă dați cu părere. Mai era cineva înainte, tot așa ca și tine, a venit cu un aer de ăsta superior. Marinel, dacă tu ai impresia că eu am un aer superior și acum nu te atac, nu, dar eu. Ține de tine. Nu doar eu am, Aisa, scuză-mă pe mine, nu doar eu. Dar acum vorbim de noi doi. Mie așa mi se pare, că ai venit cu un aer de superioritate, din prima ne-ai făcut... două clase sau imaturi? Sau... I-am explicat deja, imaturi aveți momente în care sunteți. Okay. Acum îmi pare rău că voi nu vă simțiți. Ok, bine. Noi niciodată, cred că pe voi nu v-am făcut imature, niciunul dintre noi. Nu mi-am permis poate vreodată noi, să spun. Poate nu a fost cazul. Las că ați pus altele, fiecare are vina lui. Important este să conștientizăm. Dar eu am zis. Marinel, e foarte fain că tu, nu știu, totuși ți-ai dat seama că ai greșit. Da. Se vede că îți pare rău și asta contează. Asta contează. Îți pare rău, dar ești provocat. Adică n-am făcut totul de la mine. N-am venit totul de la mine. Dar bine, ți-e pare rău că ai fost văzut așa și îți pare rău că ai ieșit la suprafață o altă latură de-a ta pe care nu o cunoșteai și nu o placi. Da. Bun, ca Aisa pot fi, nu știu, alte persoane în viața ta care o să apară și care o să-ți scoată latura asta la suprafață. 28 de ani nu mi-a scos nimeni. Sunt eu mai special acum, Marina. Probabil. Dar nu cred că este neapărat o latură, cred că este o reacție la da, v-am zis, afară starea unei persoane când este scos din, nu știu, probabil mi s-au adunat la limită. Da. Toată lumea are starea asta, nu cred că e cineva care... Da, dar de exemplu, Aisa ai vrut să de pantoful mine, ca idee, înțelegi? Adică toți, pentru că tu chiar m-ai adus la limită. Băi, cum și tu ai făcut-o cu Marinel, adică... Dar eu nu l-am atacat în mod direct pe Marinel niciodată. El s-a simțit atacat și iar el o reacționat. Tu te-ai simțit atacată de mine la fel și ai vrut să mă lovești. Înțelegi? E o reacție la o... Ei, n-am vrut să te lovesc, am vrut doar să îndrept pantoful spre tine, dar nu te nimerea mă. Băi, nu e, că poți să mă sperii și fără pantofi. Bine, cum pantofii mei, Radu? Niciodată nu o să dea nimeni. Păstrez pentru mine. Nu suntem copii să dăm cu lucrurile. Nu, vreau să spun ca idee. Sunt reacții omenești. Da, probabil, v-am zis, nu sunt eu mulțumit de ceea ce am văzut la mine. Și când mi-a zis și mama, m-am simțit foarte prost. Adică... Ce faci? Alegi să fugi de, nu știu, dar nu e neapărat șansa de a-ți găsi iubirea. Pentru că nu te poți controla, pentru că există, vor mai fi persoane ca Aisa, repet. Simt și vreau să mă liniștez, nu știu, să... Adică ține de tine de cum interacționezi și de cât de mult lași persoanele cu care tu interacționezi să te afecteze și să scoată părțile negative din tine la suprafață. A venit Lorena. Ți-a plăcut la prima vedere. Ba, ne-ai dat de înțeles că e totul bine, că se apropie de povestea aia pe care o spuneai tu. Ai venit și cu un trandafir. Și ce s-a întâmplat?
A dispărut a doua zi. Și chimie, și trandafir, și plăcere, și dorință, și... Nimic. Nu putem da vina pe Lorena pentru că n-a făcut nimic. Deci te-ai răzgândit. Peste noapte te-ai răzgândit. De ce? Pentru că te concentrezi la lucrurile negative din viața ta. Te concentrezi pe lucrurile care nu contează, pe care n-ar trebui să ne concentrăm. Te concentrezi pe nervi, pe supărări, pe certuri, pe alt fel de lucruri decât ar trebui să, nu știu, să ai în viața ta, să aveți cu toți în viața voastră. Astea sunt nimicuri. Astea sunt trecătoare. Vă distrug pe moment și vă afectează, dar... Mi se pare că noi aici, fetele, ne rugăm prea mult de ei, nu cumva să plece din casă. Vai, te rog, Ionuț, nu pleca din casă, stai să te vindeci. Radu, nu, o cădere nervoasă, ești un om amuzant, rămâi, te rog, în casă aici cu noi. Marinel, nu, e doar un moment, e altceva. Nu, Patrick, nu, nu te du după iubita ta. Alexandru, nu, nu, o să mai greșesc, nu pleca. Nimeni să nu plece, stăm și ne rugăm de voi să stați aici. Zici că sunteți în închisoare. Posit. Bianca, tu ai avut trei dăți în care ai vrut să pleci. Păi și nu m-a rugat nimeni să rămân. Păi, nu m-a rugat nimeni să rămân.